Chirurgii din Kiev au fost nevoiți să amputeze brațul unei fetițe de 9 ani pentru a-i salva viața după ce a fost prinsă într-un schimb de focuri și bombardamente, în încercarea de a fugi din calea războiului. Tatăl copilei nu a reușit să supraviețuiască. Fetița, cunoscută sub numele de Sasha, se recuperează acum într-un spital din Kiev. În urmă cu o săptămână, fugea din calea luptelor în suburbia Hosmotel din Kiev, alături de tatăl, mama și sora ei, când mașina familiei a fost atacată de armata rusă. Tatăl ei a fost ucis, dar ea, mama și sora au reușit să scape, fugind în mijlocul străzii, apoi adăpostindu-se într-o pivniță. Sasha însă fusese împușcată și se afla în stare gravă și a revenit apoi și a pierdut cunoștința de mai multe ori, înainte de a fi transportată la un spital din apropiere pe o targă provizorie de către voluntarii care fluturau un steag alb în fața soldaților ruși. Nu știu de ce m-au împușcat rușii. Sper că a fost un accident și că nu au vrut să mă rănească. Am fost împușcată în braț, am alergat după sora mea, mama mea a căzut. Am crezut că este sfârșitul, dar ea nu era moartă, ci doar se adăpostise de focurile de armă. Atunci mi-am pierdut cunoștința. Cineva m-a dus într-o pivniță, am primit ceva tratament acolo și apoi unii oameni m-au dus pe un prosop la spital, a povestit Sasha de pe un pat de spital.